Shut up. Say ha 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 ha. Lubenița vor să vândă ceva, știți, și are interesul ca să iau o cameră de luat vederi. Bă, când am 300 de ani, să mă mai eu, când aveam 60 de ani, 50 de ani, 40 de ani, foarte bine, așa, doamne, așa, doamne. Să știi, tu, fiare, eu primesc energie de la cal. Eu când mă duc la cal, uite, fia, vii cu mine acum, la sără i-am frecat așa. Și s-o s-o lungi, să vorbim cu mine. Bă, și eu, așa, o lungită, ca să nu mai bem noi bere, fia de ce făcut. Mă pupat pe la pac. O tras din bere, nu mai vreau la pupa să stimez. Nu, la pupa pe ceafă. După 7 zile, eu de 7 zile nu m-am întâlnit cu ea. Și acum asta nu o vă prăpăr. O iubire de nevăzutare după 7 zile. Rețeta e felul următor. După 20 de ani, crește iubirea cu o pauză de 7 zile fără vedere, numai prin voce. Mama ta te oblig să faci termopane și tot așa faci. Dacă pun cap la cap berile, le socotez diametrul la beri, până Marea Neagră numai berea. Și termin pe asta, nu aici. Păi eu până termin pe toate așa și mă... Ne pun în cupul elicopter. Doamne! Stai să mă te întreb o treabă. Știi românește ca lumea? Ia. Româncă, doamne, româncă, doamne. Româncă? Poți să-l pozești. Păi tu nu vezi, tu nu vezi că vorbește românește? Ia, spune-te ceva în românește. Bună ziua! Vezi? Na, ce mai vrei? În evrească, cum se spune? Shalom! Shalom! A, da, dreptate, shalom! Da, corect. Îmi place! Doamna, mai veniți! Dar cum să nu? Noi avem aici niște peisaje extraordinare, pe la Timiș, scoatea lemne... Nu fie frică de mine, că nu mă apropie. Nu, trebuie să am distanță. Ca să poată să filmeze... Dar îmi place că ai zis o treabă, salom, salom. Am zis că vorbește românește, să păstrăm distanță, deci știe doamna românește, e român. Doamne! Sănătate. Știi cine a fost unul ăsta? A l-a ținut pe Dudu Georgescu, gheata de aur la România. Ce-a făcut? A ținut la fotbal, 14 ani. Era primul fotbal în România. Eu am jucat la Poli, la numărul 1. Din 40 m-a luat pe mine singur. Auzi, doamne, eu în 74, dacă plecam, când a venit după mine, v-o chema dincolo, în Iugoslavia. Da? Și în Italia. Adică eu te scuz că spun. Vă aduce în ziare să vedeți cine am fost noi acolo la fotbal. Eu și el. Gata. Și eu mi-e pare rău de terenul ăsta că nu putem să facem ceva treabă frumoasă. O să facem. Doamne, vă rog foarte frumos, dacă puteți să ne ajutați să facem fotbal din glezna unuia, iasă milioane de dolari. Au, doamne, când iasă poza? Poza nu iasă, o să-l pun pe internet. Nu, are ne filmează. O să fie pe YouTube, când o să aveți internet aici, o să vedeți pe YouTube. Dar nu ne vindeți fără știrea noastră. Dar nu se vinde, numai se pune să bată toată lumea. Așa că spuneți ce aveți de spus. Mai vin pe aici. Da, cum să nu. Și bagi pe internet. Auziți? Dar veniți și pe la mine acolo, pe strada cealaltă, să filmați aniversarul meu. Bine, la revedere, să aveți o zi bună. Hai să vă pomenim, miluiește-ne, Dumnezeu! Miroasă să dai, mă, omule, că asta nu-i din aia ce pe mare. Hai să te spovedesc, miluiește-ne, Dumnezeule, și mărirea dumitale, asta mai dau lupe. Dă-i-te la doamna, măi! Doamna nu, doamna ne filmează, doamna ne bagă pe YouTube. Ne bagă pe YouTube. Băi, la domnul Naita. Și ne vinde ca sarmalele. Ca sarmalele vinde. Ne bagă acolo ca tradițională. Păi, suntem credincioși. Domnule, să vă mulțumesc. Unde suntem credincioși? Cu Raico, vină-mi pe aia. Vă dau buzeu. Să fii prost. Shut up.
Ce ha 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 ha. Ha 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 ha.